Bine v-am găsit la cheia zilei, sunt Nils Schnecker. Avem o nouă ediție de Război în a 28-a zi de lupte, în care vom analiza principalele știri și imagini, dar astăzi bomba zilei vine de la Traian Băsescu, al cărui dosar tocmai s-a terminat. Am detalii cu privire la condamnarea definitivă a acestuia ca și colaborator al securității. Vă arăt cine a pregătit marea lovitură la fostul președinte. Veți vedea cum răzbunarea este pe toată familia lui Băsescu. Vă spun cine îl dă afară din casă pe Traian Băsescu după această condamnare. Vă dau și detalii despre cine cere din nou anchetarea sa. Vor fi aici la România TV liderii politici ai momentului care intervin în scandal. Vin alături de mine cei mai titrați analiști în direct la cheia zilei. Vă prezint și bomba aruncată de ginerele lui Ceaușescu despre Băsescu. Dar am și declarația unui ministru care l-a văzut pe Băsescu cu dosarul în mână. Vom vorbi însă și despre îngrijorarea autorităților cu privire la creșterea numărului de cazuri COVID din ultimile zile. Vă spun dacă vor impune din nou restricții. Îl veți auzi pe ministrul sănătății, care ne descrie cel mai sumbru scenariu. Am și detalii despre ultima decizie luată la pensii. Vă spun când se dau majorările și, pentru că este ediție de Război, vă aduc și cele mai importante imagini de pe frontul din Ucraina. Vă spun care este ultima decizie a lui Putin și ce face cu trupele sale. Toate acestea într-o ediție de Război, astăzi specială, a cheii zilei, care începe chiar acum. Traian Băsescu pierde toate privilegiile, a fost condamnat ca fiind colaborator al securității. Decizia este definitivă. Marina Cioacă, colega mea, a urmărit exact ce înseamnă acest lucru pentru Traian Băsescu. Se află chiar în fața casei oferită ca privilegiu a lui Traian Băsescu. Bun găsit, Marina! Cât timp va mai sta Traian Băsescu în acea casă? Bine te-am găsit, Nils, bun găsit, doamnelor și domnilor. Traian Băsescu va trebui să părăsească în perioada imediat următoare, adică în doar câteva zile, este o chestiune de zile sau săptămâni, această casă pe care a primit-o în 2015 de la Guvernul României. Mai exact, momentan, Traian Băsescu locuiește aici, pe strada Nicolae Gogol, numărul 2, într-o zonă de lux a capitalei, în apropiata vecinătate chiar a președintelui Klaus Iohannis. Însă, în acest moment, după cum puteți vedea în imagini, se fac chiar lucrări de întreținere pe strada fostului președinte Traian Băsescu, cel ce va trebui să părăsească această locuință de lux în perioada imediat următoare, potrivit unei legi date în 2021 de către Parlamentul României. Legea a fost adoptată în septembrie, promulgată în octombrie de președintele Klaus Iohannis și a intrat deja în vigoare, produce efecte, iar potrivit ei se precizează destul de clar că orice fost președinte care este condamnat ca fost colaborator al securității, va pierde toate privilegiile oferite de către statul român. Mai exact, va pierde imobilul oferit gratuit de către guvern, dar și cabinetul pe care și în acest caz l-a oferit guvernul, secretarul și consilierul. Va pierde și indemnizația lunară, adică o sumă de bani care constă în 75% din salariul actualului președinte, adică din salariul președintelui Klaus Iohannis. Și acum vine o lovitură cu adevărat importantă, pentru a pierde fostul președinte Traian Băsescu serviciile SPP, adică cei de la pază și protecție nu vor mai sta aici la casa sa să îi asigure protecția și, bineînțeles, va pierde și mașina cu care mergea Traian Băsescu, asigurată tot de SPP. Așadar, Nils, urmează clipe extrem de complicate pentru președinte Traian Băsescu, cel ce trebuie să se mute din această zonă de lux și să își găsească locuință în altă parte. Mulțumesc, Marina, nu-i plâng de milă, are unde se ducă și are destui bani, zic eu, cu care se descurce. Dar interesant a fost că imediat ce a apărut hotărârea definitivă a instanței, au început să curgă și opiniile politicienilor, evident, unii care i-au fost alături, alții care s-au luptat cu el de-a lungul timpului. Marius Ghirlașiu a stat să urmărească toate aceste reacții. Bun găsit, Marius! Așa, în general, cam ce se zice?
De bine sau de rău? Te salut, Nils. De rău, evident, curg reacțiile pe scena politică. O primă reacție a venit din partea Uniunii Salvați România. Cei de la USR spun că se impune în acest moment ca Traian Băsescu, în primul rând, să-și ceară scuze românilor, să ceară scuze poporului român pe care l-a mințit în cele două mandate, spunând de atâtea ori că nu a colaborat cu fosta securitate comunistă, și de asemenea cei din USR îi cer lui Traian Băsescu să demisioneze din Parlamentul European, pentru că, spun ei, România nu ar trebui reprezentată de securiști la niciun nivel, cu atât mai mult în Parlamentul European, iar prezența lui Traian Băsescu în Parlamentul European după această decizie a Instanței Supreme de astăzi știrbește imaginea României. Este punctul de vedere al USR, însă trebuie să facem o mențiune aici. Prin această decizie de azi a Instanței Supreme, Traian Băsescu nu a fost deconspirat ca fost ofițer al securității comuniste, ci ca turnător, colaborator al securității comuniste. Este o nuanță aici. A venit evident și o reacție din partea lui Victor Ponta, adversarul politic istoric, dacă îi putem spune așa, al lui Traian Băsescu. Ne amintim cu toții ce rivalitate era între cei doi pe vremea când Traian Băsescu era președinte, iar Victor Ponta conducea guvernul României. Ironic, Victor Ponta, o reacție ironică, spune Victor Ponta că a postat pe Facebook ceva, un text de genul: ce făcuși, dotore, ești turnător, dotore, oricum știa toată lumea că ești turnător și mincinos. În acest stil a comentat fostul premier decizia de azi a Instanței Supreme. Și surprinzător a venit o reacție și din partea liderului AUR, George Simion, cel care în direct la România TV mai devreme recunoștea că l-a votat pe Traian Băsescu în 2004 în finala prezidențială cu Adrian Năstase. Spunea George Simion că îi pare rău, că a fost naiv că a făcut acest lucru, că i-a acordat votul său lui Traian Băsescu și că se impune ca gest de minimă onoare ca Traian Băsescu să iasă din viața politică și să-și dea demisia din Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, Marius. Ei bine, spunea apropo de faptul că nu a fost colaborator, ci informator. Ei bine, Traian Băsescu, la un moment dat, presat pe vremea când tot vorbeam noi de faptul că este securist, ei bine, la un moment dat iese și spune următoarele. Ascultați-l pe Traian Băsescu din urmă, când era președinte. Vă declar public și fără niciun fel de reținere și pe proprie răspundere că nu am fost nici ofițer de contrainformații, nici ofițer de securitate acoperit, nici ofițer SIA acoperit, nici ofițer SRI acoperit, deci n-am avut nicio astfel de calitate. Dacă aș fi avut-o, să știți că nu m-ar fi împiedicat să exercit funcția de președinte. Dar ar fi trebuit să o fac public. Ar fi extrem de grav, indiferent când aș fi avut această calitate, dar nu ilegal. Ca atare, obligația pentru a nu fi un politician cu dublă comandă ar fi fost să anunț public despre apartenența la un serviciu de informații, inclusiv la un serviciu de informații de după Revoluție. Altfel, nu ai ce căuta într-o funcție publică de asemenea dimensiuni ca cea pe care eu o îndeplinesc, pentru că oricând serviciul căruia e aparținut te poate căuta. Da, alături de mine domnul Gheorghe Ialomițeanu, domnul Ludovic Orban, domnul Dan Andronic și doamna Alina Mungiu-Pipivi. Bun găsit tuturor! Domnule Orban, am să încep cu dumneavoastră, dacă îmi permiteți, și am să spun ce înseamnă, am să vă întreb, că știu că v-ați luptat cu Traian Băsescu destul de mult, ce înseamnă această hotărâre definitivă de astăzi pentru dumneavoastră? Consfințirea oficială a faptului că Traian Băsescu a fost turnător al securității. Din păcate, această decizie vine mult prea târziu. Traian Băsescu, 10 ani, funcția de președinte al României, începând cu 2004 până în 2014, a fost ales președinte al României prin fraudă, iar responsabilitatea... A fost prin fraudă? Când spuneți fraudă, la ce vă referiți? Fraudă morală, prin faptul că nu a fost aflat acest adevăr, și anume acela că Băsescu a fost
colaborator, informator al securității, deși această informație era cunoscută. Au fost oameni care au cunoscut această informație și care probabil au și șantajat pe Băsescu și de asemenea l-au și sprijinit pe Băsescu știind că el este șantajabil. Au fost foarte multe informații aduse în spațiul public la vremea aceea, dar nu a avut niciun efect. Vă mai spun un lucru, domnul Schnecker. Din 2006 se știe că există o cercetare la CNSAS în care au fost identificată colaborarea lui Băsescu cu securitatea. De ce? De ce n-a ajuns cercetarea respectivă pe masa Consiliului care trebuia să dea decizia să consfințească colaborarea cu securitatea? Cine a pitit dosarele? O secundă, domnule Orban. Ca să punem totuși adevărul istoric pe masă, eu mi-aduc aminte că în perioada aceea și eu eram în lupte mari cu domnul Băsescu, dar la vremea aceea știu că erau patru, dacă mi-aduc bine aminte, hotărâri ale CNSAS-ului care îl declarau curat ca lahima, că nu fusese informator. Dar e interesant punctul dumneavoastră de vedere, faptul că a câștigat... De asemenea, vă mai spun un lucru, domnul Schnecker, gândiți-vă că Traian Băsescu, după 1990, și mai ales după 2000, când s-a adoptat legea TICU, practic a candidat la foarte multe funcții. A candidat la primărie. Declarația pe proprie răspundere apare în lege, apare printr-o ordonanță de urgență din 2006. Dar revin și la acest subiect într-o secundă. Domnule Ialomițeanu, i-ați fost ministru domnului Băsescu și ați fost un foarte mare susținător și mi-aduc aminte că noi am avut chiar și confruntări în platouri de televiziune în care susțineam exact acest lucru, că Băsescu, din informațiile care erau la dispoziție la vremea aceea, era colaborator al securității și dumneavoastră, evident, îl apărați cu strășnicie. Domnul Schnecker, atâta din cât instituțiile statului au verificat declarațiile domnului Traian Băsescu cu ocazia alegerilor și ca primar al general al capitalei și ca președinte și ca parlamentar și au spus că nu, că sunt în regulă, sigur că eu am avut încredere în instituțiile statului și din acest motiv nici nu o să comentez hotărârea instanței de astăzi. Nu o să spun, adică a fost perioade când... Ziceți că nu comentați, ce vreți să spuneți? Nu comentez, o iau ca atare. Nu aveți încredere în ea? Nu, o iau ca atare. Deci este o hotărâre care va fi pusă în aplicare. Dar nu mă apuc acum ca alte personalități sau persoane să se urce cu picioarele pe o persoană care astăzi a primit un verdict negativ, iar în multe perioade l-a susținut și au făcut campanie. Aici este problema. Asta este onorabil, să știți. Măcar pentru dumneavoastră e onorabil acest lucru. Doamna Pipidi, și dumneavoastră ați fost un susținător al președintelui Băsescu în perioada sa de mandat și erați destul de vehementă, mi-aduc aminte, cu privire la cei care îndrăzneau să-i aducă acuzații în acea perioadă. Credeți că în momentul acesta s-a făcut dreptate? Deci nu prea știu exact la ce vă referiți. Am fost vehementă față de criticii președintelui Traian Băsescu în materie de politica sa anticorupție. Nu cred că am criticat vreodată pe cineva care și-a adus dovezi că președintele Traian Băsescu avea un trecut comunist pe care el de altfel nu l-a ascuns. Dimpotrivă, el a zis răspicat în întâlnirea cu Adrian Năstase că este un fost comunist ca și Năstase și că e blestemul poporului român care de ales între ei doi, dar tot atunci a precizat clar pentru toți fraierii să înțeleagă că importantă este atitudinea pe care o are un om politic de acum înainte. Ca atare, el ne-a spus atunci foarte limpede că el este un comunist care va deveni la celerea publicului cel mai feroce anticomunist. Ceea ce dar nu vi se pare totuși o nuanță care merită discutată între comunist
și turnător, adică turnător e cel care zice despre colegii săi de muncă, care spune ce ați mâncat, da, care spune cine v-a vizitat, cu cine ați vorbit. Eu l-am chestionat atunci când domnul Ticu Dumitrescu nu a fost ales în fruntea CNSAS, cum părea totul să fie aranjat și cum coaliția din acel moment de dreapta avea voturile suficiente să-l pună și cu toate acestea nu l-au ales. Eu l-am interogat foarte supărată pe Traian Băsescu pentru acest lucru. În timpul primului său mandat la președinție, când al doilea, după cum bine știți, n-am mai vorbit după povestea cu UEMA. Da? Și el mi-a spus atunci foarte clar, deci unul la mână mi-a promis că se vor da de către SRI toate actele către colegiu, lucru care nu s-a întâmplat, că vedem că astăzi SRI-ul a adăugat la procesul lui Băsescu. Dar la vremea aceea mi-aduc aminte... La vremea aceea, mă scuzați că vă întrerup totuși. La vremea aceea mi-aduc foarte bine aminte că toți insistam pentru acest lucru și domnul și noi descoperisem atunci că efectiv dosarul era gol, nu mai era decât jacheta dosarului, vă aduceți aminte. Păi da, dar asta este toată povestea totuși în care ceea ce bun, deci voiam să vă spun că el a zis, mi-a zis două lucruri atunci într-o convorbire privată, dar pe care am mai citat-o odată. Deci unul mi-a promis că va fi pus în fruntea colegiului Ticu Dumitrescu, ceea ce nu s-a reușit, dar nici nu a fost pus un securist pe care îl plâneau ceilalți, și al doilea lucru mi-a promis că se vor da actele. Iar al treilea lucru pe bază de asigurare personală, întrucât eu recomandasem oamenilor în 2004 să voteze cu el, mi-a spus solemn că el nu a turnat niciodată pe nimeni și mi-a spus să nu vă faceți tocmai aici este de fapt problema, că se pare că a turnat cel puțin instanța supremă, ne spune că așa este. Noutatea a fost când cineva a găsit în dosarul său că domnul Băsescu l-a turnat și după părerea mea cam aceea rămâne singura dovadă. Acel dosar personal în care un coleg... Erau mai multe persoane, vă aduc aminte, la fel cum au fost persoane care au ieșit să spună că au fost turnate de Voiculescu, la fel ieșeau și persoane care spuneau că au fost turnate de Băsescu. Dar partea penibilă mi se pare mie, din care trebuie să rămânem, nu e că 18 ani mai târziu am aflat acest lucru și Băsescu, că nu l-am aflat 18 ani mai târziu, l-am aflat de când s-a prins primul 8. Poate că unii dintre noi n-am vrut să ascultăm la ceea ce spuneau cei care chiar au suferit de sub mâna lui. Erau mai interesați să asculte de ce a făcut Voiculescu. De ce apar filme noi de la SRI în ultima instanță? În ultima instanță nici nu mai poți aduce în mod normal dovezi. Aducem și acest subiect în discuție. Aduc și acest subiect în... Deci aduc ca să fie un triumf al adevărului ceea ce s-a întâmplat acum. Deci sigur e foarte bine că s-a restabilit adevărul chiar și privitor la o singură persoană. Dar ca să fie cu adevărat un triumf Doamna al adevărului, ar trebui să ne oprim o secundă, iar instituțiile nu s-au purtat corect. Nu, eu să mă retrag de altfel după asta, de asta vreau să spun atât. Instituțiile nu s-au purtat corect. De ce să vă retrageți? Că mai avem subiectul, este mult mai larg. În același timp să afli adevărul despre Băsescu, despre Adrian Năstase, despre alți candidați la președinție. Deci asta nu e un fel de a face adevărul, să anunți adevărul la 18 ani după. Dar acestea sunt instituții pe care dumneavoastră le-ați susținut, doamna PPD. Da, sigur că le-am susținut cât am putut, dar asta nu înseamnă că unii n-au încercat în tot acest timp să-l influențeze. Asta este România. Sau România poate erau instituții pe care nu merita să le fi susținut. Nu instituțiile nu meritau să fie susținute, domnul Schnecker, ci nu merita să fie susținut. Deci în timp ce noi luptam să dăm obiectivitatea acestor instituții, alții luptam să influențeze. E ca și justiția. Am înțeles punctul dumneavoastră. Pentru că unii vor să o controleze. Problema e că suntem atât de puțini care nu vrem să o controlăm. Am să vă rog să ne oprim o secundă, pentru că aș vrea să mai fac o mică deturnare de la acest... subiectul principal și să ne uităm puțin din nou la consecințe, respectiv la acea casă la care va trebui să renunțe Traian Băsescu, la privilegiile în general de fost președinte. Nu sunt neapărat de acord cu ideea și o să vorbim imediat despre acest lucru. Colegul meu, Cătălin Grădinaru, se află de asemenea acolo unde locuiește Traian Băsescu. Bun găsit, Cătălin! Vreau să înțeleg această pierdere a casei, spuneam mai devreme, nu este o foarte mare pierdere pentru Traian Băsescu, are slavă Domnului din ce și unde să locuiască, dar totuși e simbolică această pierdere de privilegii, nu?
Da, mai ales că Traian Băsescu e un om cu un orgoliu infinit. Faptul că va pleca de aici, cumva scos din casă în urma acestei sentințe, îl doare probabil mai mult decât valoarea casei sau altceva. Știm că are destule case, bănuiesc că stă foarte bine și pecuniar. Cred că a avut grijă să-și asigure viitorul. Însă, exact cum spuneai, este simbolică. Și ce s-a întâmplat astăzi, deși multă lume spune că e prea târziu, am auzit-o pe doamna Pipidi, eu zic că e mai bine mai târziu decât niciodată și poate să fie un moment la care să gândească toți politicienii, care să cred invulnerabili, care cred că despre ei nu mai e nicio dovadă, care cred că au scăpat. Eu nu cred că este vorba de invulnerabilitate, Cătălin. Eu cred că mai degrabă este vorba de tabla împărțirii, dacă mă întreb pe mine. Și tabla împărțirii, dar ceea ce s-a întâmplat cu acest dosar. Acum e secretul polișinel că Traian Băsescu în studenție sau așa a raportat niște colegi, am aflat și numele lor. Și de pe navă, și la ANV. Toată lumea știa povestea asta, numai că în momentul... Exact. Deci eu vreau să spun că acest mic dosarel... Țineți minte că atunci Traian Băsescu, când a apărut, a vrut să o întoarcă așa, că nu e poliție politică, nu știa de fapt cui raportează, nu știa că Petrov e nume așa conspirativ și vrea să iasă mai mult că n-a fost turnător, ci pârâcios mai degrabă, un pic de pârâcios așa. Însă, era mine, din capitolul așa, nu am lovit copilul nici în față, nici în plex. Exact. Exact. Ne amintim de povestea aia absolut penibilă pe care am crezut-o unii dintre intelectualii, vă amintiți câtă pleiada de intelectuali ajunsese la tot felul de contorsionări, de logică, de gândire și multă lume a pus botul, ca să mă exprim așa necolocvial, după cum au pus botul și la alte zeci de schimbări, de bruscări ale realității, pentru că propaganda face multe. Acum mă gândeam că o să urmeze un val de oameni care îl vor înjura pe Traian Băsescu, o parte chiar dintre cei care pe vremuri ni-l prezentau drept viitorul nostru luminos. Eu mi-amintesc cu câtă, și asta e o chestie, să spun așa, care nu are legătură neapărat cu dosarul ăsta, cu câtă voluptate spunea turnătorul nu știu care, turnătorii. Păi băi, frate, când ai asemenea scheletul dulap, micuț, mare, aminte, Cătălin, eu zic că... Ne aducem aminte de modul în care îl cataloga pe Voiculescu. Ne aducem aminte, era evident și turnător și nu numai. Varan și de toate. Da. Mi-amintesc și de mascarada aia de proces al comunismului. Da. Vreau să merg puțin și la Dan Andronic. Dan, tu ai baleat, ca să zic așa, ai fost o perioadă un mare susținător al lui Traian Băsescu, după care, ca să zic așa, ai văzut lumina și tu și ai trecut de partea dreptății după o anumită perioadă. Stau și mă gândesc câtă importanță are acea declarație dată pe propria răspundere în 2009 la al doilea mandat și câtă importanță are cel dat acum la mandatul de europarlamentar. Da, bine, ca să precizăm clar lucrurile, ca să nu existe vreun dubiu, îl cunosc pe Traian Băsescu din 1992 și cu bune și cu rele. Am lucrat cu el într-o campanie electorală pe care am câștigat-o, cea din 2009, iar ceea ce am scris începând cu 2017, acel serial Noi suntem statul, avea legătură cu oamenii din jurul lui Traian Băsescu și nu cu Traian Băsescu. Sunt convins că multe lucruri din cele pe care le-am scris nu le știa, cum erau partidele de tenis sau faptul că Chioveș și cu Dragnea tăiau porci la vila SRI-ului împreună cu Florian Coldea. N-avea de unde să știe lucrul ăsta. Dar câtă valoare are declarația pe care a făcut-o Traian Băsescu, nu știu și în niciun caz nu o să intru în corul celor care îl înjură la ora actuală pe Traian Băsescu, pentru că aș vrea să ne aducem aminte că sunt multe lucruri bune pe care le-a făcut Traian Băsescu. Iar faptul că România este acum în NATO, îi se datorează și lui în mare măsură. Este un lucru pe care, ca și șef de stat, l-a făcut și a contat enorm. Bineînțeles că a făcut greșeli. Nimeni nu spune că e un om perfect. Dar așa cum s-a spus, eu mă întreb cum am putut avea o instituție care a dat
6 adeverințe de necolaborare cu securitatea, 6 adeverințe, având documentele în arhivă, din câte am înțeles. Nu s-au adăugat documente. Documentele, înțeleg că erau în arhivă, numai că nu erau cercetate. Păi atunci, ce valoare au adeverințele date de CNSAS în privința tuturor oamenilor politici? Foarte bună întrebarea. Și care mai este valoarea CNSAS-ului ca instituție, dar care este, de fapt, acum, în momentul acesta, dacă stai strâmb și gândești drept, pe undeva ar trebui să ne punem întrebarea ce valoare mai au instituțiile statului care confirmă securitatea națională. Această instituție este extrem de importantă, pentru că este singurul filtru care există în privința trecutului, pentru că SRI-ul niciodată nu va ieși să spună ăla a colaborat cu securitatea, ăla a fost ofițer și așa mai departe. Sau de SIE nici nu mai vorbesc. Da? Și avem nu, și acolo dar el ar putea să trimită informări către... El ar putea, SRI-ul ar fi putut la vremea aceea să trimită informări, de exemplu, la AEP. Nu, potrivit legii că... nu poate. Nils nu poate. Ok. Deci, potrivit legii, arhiva fostei securități trebuie predate aceste instituții, care trebuie să fie filtru. Ce fel de filtru e acolo? E un filtru care atunci când îi convine dă drumul la niște lucruri. Da, mai bine să nu mai dea nicio adeverință. Avem alături de noi și pe doamna avocat Monica Caloian. Bună ziua, doamna avocat. Știu că sunteți într-un dosar cu Traian Băsescu în care trebuia să apară o hotărâre chiar astăzi. Este vorba de ceea ce spunea Traian Băsescu, că rezerviștii sunt aia care au muncit la canal. Sunt militari de orice fel, dar nu de carieră. Este vorba de un proces pe care l-ați adus împotriva lui Traian Băsescu pentru aceste spuse. Ați avut o hotărâre astăzi cumva? Bună ziua! Așteptăm pronunțarea. Dosarul este într-adevăr la Curtea de Apel, la secția 8-a contencios administrativ. Este dosarul 30.019 din 2020, iar pronunțarea este astăzi. Nu am primit încă pronunțarea. Așteptăm și noi, pentru că pe site-ul instanțelor încă nu a apărut nimic. Și vă confirm că, într-adevăr, am formulat acțiunea în instanță în condițiile în care, așa cum ați spus și dumneavoastră, Traian Băsescu a făcut afirmații la adresa cadrelor militare rezervă, acuzându-ne, spunând cu ghilimelele de rigoare, sunt împotriva pensiilor speciale, care sunt un furt, indiferent cine are pensii speciale, fură bani. În aceste condiții, noi ne-am adresat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și ulterior în instanță, tocmai pentru ca să, în dosarul care face obiectul la Curtea de Apel, să se constate elementele unei fapte de discriminare, așa cum este prevăzută de Ordonanța 137, să ne prezinte scuze publice și am cerut sancționarea pecuniară a acestuia cu un leu. Am înțeles. Deci este, ca să zic așa, măcar din punct de vedere moral, încă o lovitură pe care Traian Băsescu o așteaptă să vadă dacă îi se aplică sau nu. Nu are o valoare, să zic așa, penală sau pecuniară, dar morală în orice caz. Importantă și ținem foarte mult ca în condițiile în care va rămâne o hotărâre definitivă să primim scuze publice, în condițiile în care statul român și nu numai statul român, președintele țării care în mod sigur știa care este situația, nu putea să facă asemenea afirmații care să aducă cu siguranță să lezeze imaginea militarilor. Așteptăm, doamna avocat, să vedem și care este rezultatul în acest dosar. Ne aducem însă aminte, apropo de ceea ce spunea și domnul Andronic și doamna Pipidi, apropo de faptul că la vremea aceea, totuși, Traian Băsescu era dat ca fiind un om curat, ne punem întrebarea dacă acele hârtii care erau date, evident, greșit, eronat, dacă au fost date intenționat, mai ales dacă ne uităm la modul în care Băsescu a fost văzut în exterior. Vedem primirea pe care i-a făcut-o pe atunci vicepreședintelui Joe Biden la Cotroceni și vedem acel pupic pe frunte din partea președintelui Comisiei Europene de la vremea aceea. Priviți imaginile. Domnule,
Domnul ministru Ialomițeanu, da. La vremea aceea, guvernul sau guvernele de la Boc I la Boc V, de la Boc 1 la Boc 5, erau tare îndrăgite, inclusiv Traian Băsescu în străinătate. Aveați atunci deschiderea tuturor, iar Traian Băsescu era așa un fel de făt frumos al politicii. Traian Băsescu a fost un președinte respectat atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în cadrul NATO, și administrația americană l-au respectat pe Traian Băsescu ca un adevărat președinte. Să nu uităm că președintele George Bush, când a fost summitul NATO în România, a făcut și o vizită la Constanța. N-am mai văzut o asemenea prezență în România și au fost mulți șefi de stat. A fost un om respectat și eu, în calitate de ministru de finanțe, am avut sprijinul lui Traian Băsescu ca președinte, pentru că România trecea printr-o perioadă foarte grea. Deci era un om respectat și ținea cuvântul. Deci lucrurile acestea nu vor fi uitate. Rămâne totuși semnul de întrebare, cel pe care îl spunea și Dan Andronic asupra CNSAS-ului. Da, instituțiile, iar spun, legat de... Nu numai asta, eu spun, dacă nu cumva afară se știa despre această șantajabilitate... Să verifice... Breaking news! Ministrul Sănătății Alexandru Rafila spune că nu exclude aducerea în dezbatere a reintroducerii restricțiilor, și asta din cauza faptului că a început să crească din nou incidența de COVID. Ascultați ce spune Ministrul Sănătății. Astăzi au fost înregistrate peste 4.000 de cazuri noi, o treime din acestea în municipiul București, urmat municipiul București de Cluj și de Timișoara. Respectă, dacă vreți, ceea ce s-a întâmplat și în perioadele anterioare. Această creștere care se înregistrează în aceste zile o monitorizăm cu atenție. Excludeți din start reintroducerea restricțiilor în țara noastră atâtea cât mai pot fi și mai permite legislația? Eu nu pot să exclud nimic, pentru că nu este asta obiectul de activitate al Ministerului Sănătății. Noi suntem responsabili să informăm opinia publică și facem acest lucru în fiecare zi printr-un buletin zilnic pe care dumneavoastră îl aveți la dispoziție. V-am anunțit, apropo de evoluția pandemiei, să facem recomandări și, evident, dacă situația epidemiologică o va impune, vom aduce și în dezbaterea colegilor din guvern aceste lucruri, dar Ministerul Sănătății nu este în măsură să impună în vreun fel restricții. Nu avem de unde să știm cum va evolua sau cum va continua acest val. Și să nu uităm totuși că suntem într-o ediție de război, pentru că nu-i așa, luptele continuă în Ucraina, războiul este încă extrem, extrem de puternic, nu pare să se calmeze niciun fel. De altminteri, am niște imagini groaznice din Mariupol cu bombardarea acestui oraș care aproape că a fost desființat de ruși. Priviți imaginile. Domnilor, războiul este totuși încă în plină desfășurare, chiar dacă noi astăzi am avut această bombă
internă. Lucrurile care se întâmplă în momentul de față în Ucraina nu par a se duce spre vreun final. Din contră, se tot amplifică. Mariupolul este aproape distrus, frontul de sud e foarte puternic, încep să crească și numărul loviturilor asupra Kievului. Dan Andronic spunea Volodymyr Zelensky că el ar vrea să se întâlnească cu Vladimir Putin, dar totuși înțeleg că nici unul, nici celălalt încă nu a lăsat din pretenții. Da, am văzut astăzi o știre care m-a îngrijorat din punctul ăsta de vedere, faptul că armata ucraniană ar mai avea muniție pentru maxim 7-10 zile, că n-au luat în calcul nimeni, forțele occidentale în special, n-au luat în calcul faptul că acest conflict va dura atât de mult și că va avea intensitatea pe care o vedem. Pe de altă parte, ați văzut că rușii deja folosesc rachete hipersonice pentru a lovi depozite de armament și muniție, carburant, tăindu-le pur și simplu posibilitățile de aprovizionare. Singura... Din punctul ăsta de vedere, e clar că, așa cum spunea la un moment dat un general american, Vladimir Putin aplică tactica Anaconda, în sensul că da, încearcă să-i îngenuncheze pe ucrainieni prin încolocirea în jurul orașelor și sugrumarea lor, în așa fel încât să nu mai aibă în curând resurse. Mariupol înțeleg că mai avea resurse pentru 2-3 zile. Resurse de hrană, apă și așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere, invazia Rusiei în Ucraina capătă un caracter de cruzime asiatică, dacă vreți. Și totuși, dacă vrei să ne uităm totuși la, să zicem, nu neapărat o veste bună, dar un lucru pozitiv pentru ucraineni, este faptul că și rușii încep să sufere foarte mult din lipsa de aprovizionare, spatele frontului nu reușește să țină legătura. Da, știu, dar pe de altă parte asta este o veste bună și nu prea, pentru că nu face altceva decât să ridice, să sporească nivelul ripostei. Au tras deja rachete din Sevastopol, au tras rachete de pe teritoriul Rusiei, de pe nave aflate... Și din Belarus au tras. Și din Belarus. Deci rușii fac ceea ce știu să facă. Când ceva nu merge, aduc un ciocan mai mare. Este un lucru periculos pentru că acesta nu face decât... În primul rând. Este crud, dar este și periculos pentru că nu face decât să ambaleze tocmai acest război. Facem o pauză, domnilor, când ne întoarcem. O să vorbim puțin și despre majorarea pensiilor din toamnă. Vă spun imediat despre ce este vorba. Nu plecați nicăieri. Bine ați revenit la cheia zilei. Pensionarii așteaptă o nouă majorare. Așteaptă din nou. Iar se fac simulări la Ministerul Muncii, la Casa de Pensii, se tot discută, iarăși că le crește pensia, iar nu se știe cu ce. Bianca Ogacă a fost să afle dacă într-adevăr pot spera. Bun găsit, Bianca, poate să spere pensionarii la vreo creștere, la vreo majorare? Bun găsit tuturor! Discutăm în momentul de față de o eventuală nouă creștere a pensiilor anul acesta, iar anunțul a fost făcut de către șeful Casei de Pensii, care susține că în momentul de față, iată, se fac simulări la Casa de Pensii pentru majorarea punctului de pensie de la data de 1 septembrie. Atenție, ne transmite șeful Casei de Pensii că există spațiu bugetar pentru o nouă creștere, însă o decizie ar trebui să fie luată abia după primul semestru, atunci când vom vedea cu exactitate cum stăm cu încasările la bugetul de stat. Cert este un lucru că ar mai fi nevoie de o majorare a pensiilor, ținând cont că, iată, acea creștere acordată de către guvern la începutul anului, și anume de 10%, a fost anulată de scumpirile în lanț, de inflația uriașă. Știm foarte bine că românii se confruntă cu prețuri extrem de mari în această perioadă, iar în tot acest timp, ministrul Muncii, Marius Budăi, încearcă să renegocieze acel proces de 9,4% din PIB. Da, mulțumesc foarte mult, Bianca. Domnule ministru, este trist faptul că li se tot arată așa
zăhărelul în fața pensionarilor. Uite că mai crește puțin, uite că mai crește puțin, uite că mai crește puțin. Și nu văd cum, mai ales că suntem în situație de criză în momentul de față, nu înțeleg acest lucru. De ce își bate lumea joc taman de bunicii noștri? Domnul Șnecăr, este foarte clar și dumneavoastră știți foarte bine că s-ar impune o creștere a pensiilor pentru că prețurile au crescut foarte mult, mai ales la bunurile de strictă necesitate și facturile vor crește. Doi, PNRR-ul va... Pentru că cuprinde acel 9,4% care e discutabil. Permite să se majoreze pensiile cu 10%. Spunea președintele Casei Naționale a Pensiilor că ar fi bani în buget. Spațiu bugetar. Nu. Aici trebuie Ministerul de Finanțe să ne spună dacă sunt resurse bugetare. Dar eu cred, cu toată responsabilitatea, că s-ar impune o prioritizare a resurselor bugetare și la rectificarea bugetară să acorde o sumă, mai ales pentru cei cu pensii foarte mici. Așa ar trebui, Dan Andronic, într-adevăr. Doar că prioritizare, știm că la noi se face după cine urlă mai tare. Aveți dreptate aici, rând, să știți că miniștrii care urlă mai tare obțin resurse și nu totdeauna este justificat. Corect. Spuneam, Dan Andronic, că e urlatul mai tare, dar suntem în plină criză. Se vorbește de plafonări și compensări. În alte cuvinte, bugetul este și el apăsat, venitul nu crește, iar PIB-ul nu poate să crească de unde, acolo unde să permită acest lucru. Iarăși la asta mai puteți adăuga și o criză economică la nivel mondial. Corect. Pentru că ceea ce se întâmplă acum, e clar că va duce, și toate prognozele astea spun, va duce că la o scădere a economiei în europeană undeva între 5 și 7%. Ceea ce este uriaș. Depinde și de fondurile europene atrase ca să ajuți economia, și aici domnul Andronic are dreptate. Dacă nu sprijinim economia, producția internă, sigur vom avea mari probleme, chiar o criză alimentară. Și aici, sigur. Păi da, producția internă pe care noi o sprijinim... Te rog, Dan. Deci gândiți-vă că avem aproape o furtună perfectă. Avem o criză a gazelor, o criză a facturilor la energie. După o criză avem sanitară. O criză generată de război, care înseamnă automat panică, și al patrulea element este incompetența celor care conduc și care de-abia acum au reușit să ia o decizie, au adoptat o ordonanță pe care ne-o promit de vreo 3-4 luni. Păi dar nu vă supărați, în condițiile astea ce să meargă? Cum economia, ce se mai întâmplă? Nu știu dacă ați auzit ultimele știri legate de furturile care se întâmplă. Mă scuzați, de furturile care se întâmplă la fermieri unde le sunt luate îngrășămintele. Deci intrăm într-o zonă de anarhie. Da, corect, corect. Lucru care în acest moment nu mai permite, tocmai de-aia spun, amețim pensionarii promițându-le o creștere pe care nu văd de unde o vor scoate. Singura creștere la care ar trebui să concentreze este creștere economică. Creșterea producției interne, aici e problema. La prosperitate. Producția internă, să nu ne mai bazăm numai pe importuri. Să nu ne mai bazăm numai pe importuri, să ajutăm producția internă, fermierii și cei care procesează. Domnule, că avem floarea soarelui, dar exportăm și nu procesăm să obținem ulei. Problema deci este că toate aceste lucruri... Te rog, Dan. La ora actuală ne împrumutăm pentru a acoperi găurile din buget și pentru a plăti pensiile și salariile bugetarilor. Dacă asta într-adevăr generează creștere economică... Nu crește. Creșterea economică ar putea să vină doar din fondurile europene atrase și din proiectele majore de stat, de infrastructură, care ar porni într-un fel orizontal a economiei, ca să vorbim pe simplu. Corect. Dacă ar exista acest lucru, atunci am avea ce să facem. Asta vorbim într-o capitală în care sunt sectoare unde oamenii de 8 luni stau fără apă caldă și fără curent. A fost o demonstrație astăzi în strada în fața Primăriei Generale a Capitalei. Inclusiv primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, s-a dus să ceară apă caldă și Nils, lumină. Decontăm 32 de ani de... Auto
autoritățile și autoritățile responsabile în speță Primăria Capitalei trebuie să aibă o responsabilitate să-și asume un lucru extrem de simplu. Cinstea și a greu să dai un aviz sau un certificat de urbanism. O părere personală este rea credință și nici să nu vii să intri, să stai în dialog cu oamenii pe care parte dintre ei garantez că l-au și votat. Da, mulțumesc domnilor pentru participare la emisiune, vă mai aștept la cheia zilei. Noi ne revedem mâine la ora 17 la această frumoasă emisiune Cheia Zilei, dar până atunci festivalul știrilor continuă pentru că avem noutăți despre ce se întâmplă lui Traian Băsescu, despre care este reacția oamenilor politici, avem analiști care au diferite păreri, dar toate știrile au fost adunate, ca de obicei, în principalul jurnal al zilei. Astăzi vi-l aduce Cristina Herea. Bun găsit, Cristina! Cu ce te prezinți? Bun găsit, Nils, domnilor și domnilor. Într-adevăr, urmează principalul jurnal al acestei zile. Avem informații în exclusivitate și vedem decizia istorică, sentința primită de Traian Băsescu. Fostul președinte declarat așadar colaborator al securității. Băsescu își pierde toate privilegiile, ce îi cer însă în aceste momente liderii politici din toată România, vedem imediat. În acest timp însă familia fostului președinte este evacuată din casă. Crește pe de altă parte și numărul infectărilor, este informația de ultimă oră venită de la guvern. Revin și restricțiile, este întrebarea la care încercăm să răspundem alături de specialiștii acestei zile. Cifrele valului 6 le aflăm imediat. Ce spun experții despre posibilitatea, iată, infectării în masă? Toate informațiile imediat, când vă arătăm și orașe distruse de bombardamente. Negocierile eșuate continuă, din păcate, și vom vedea imagini și din România cu flăcări imense într-o pădure. Toate aceste detalii și informații imediat în jurnal.